Au început lucrările la bazinul de înot acoperit din Târgu Jiu. Primarul municipiului Marcel Romanescu spune că firma câștigătoare a licitației a adus utilajele în spațiul de lângă stadionul municipal, acolo unde muncitorii au început deja activitatea pe terenul din vecinătatea fostului ștrand. De altfel, și acesta va fi reabilitat printr-o investiție de la bugetul local. Investiția se ridică la aproape 2 milioane de euro, bani asigurați prin Compania Națională de Investiții.